Prioritățile guvernului Leancă sunt niște povești de adormit copiii, iar programul de activitate al acestuia cuprinde prioritățile care au fost trasate încă acum trei ani și care în această perioadă au ieșuat. Acest punct de vedere este susținut de politologul Anatol Plugaru, care își exprimă nedumerirea că populația nu s-a răsculat până la acest moment. Toate aceste priorități sunt niște povești de adormit copiii. Ele au fost anunțate încă acum trei ani de către cei care au venit atunci la putere. În acest timp ei nu au realizat nimic. Cine îi va mai asculta acum? cineva mai aștepta momentul când aceste promisiuni vor fi îndeplinite. Aceste priorități sunt pentru prostănaci, pentru oamenii naivi, a declarat Anatol Plugaru. Analistul politic și-a exprimat nedumerirea în legătură cu faptul că după atâtea eșecuri comisie de autorități, populația Republicii încă nu s-a resculat. Ei, ca și clasă politică, au noroc că oamenii încă nu s-au ridicat împotriva lor. Dacă ceva similar s-ar fi întâmplat în Franța, Olanda și în alte state, atunci poporul de mulți ar fi răsculat, a menționat Plugaru. Programul de activitate al guvernului Lea încă are 45 de pagini și este împărțit în 12 capitole. Potrivit documentului, viitorul guvern se angajează să ducă integrarea Republicii Moldova în UE până la un punct irreversibil, să creeze noi locuri de muncă bine plătite, să lupte cu sărăcia, să combată și să lichideze corupția, să obțină o creștere economică stabilă, precum și să reformeze sistemul judecătoresc și organele de drept.